Unde în contacte să caut? Aici, nu? Da. Perfect, și nu merge. Da, acolo. Păi da, și nu e. A, păi da, și? Nu e, n-are aia FaceTime. Aia avem doar Skype. Păi ce ai făcut, mă, ciucă, mă? Nu pe merge. N-are FaceTime. Păi și cum mă sună? Uite, iar mă sună cineva. Deci, pe, e, culmea e că noi sunăm pe oameni. Bună! Bună! Bă, toți copiii au văzut, se uită la emisiunea asta. Cum te cheamă? Pe mine Sonia și pe David. Salut! Și părinții ce fac? Unde sunt? Părinții... Că părinții și ne-a închis. Aflăm mama și tata că a sunat la măruță. Ce tare e asta, mă! Da. Haide că vedem pe cine mai sunăm și noi. Mai recomandați-ne și dumneavoastră. Avem. Sunt, nu, e mă, bă, ciucă. Barbara, ia vezi Barbara. Mă, iar mă sună cineva. Nu-i răspund. Păi e frumos să nu răspund? Da. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Câți ani ai? Eu 26. Ia. 26 de ani și ne-ai sunat? Da. De unde ești? Poftim? De unde ești? Din Ales. De la Cluj? Vreau să vă puneți la televizor. Uite, tu ești la televizor acum! Îți facem cu mâna și te pupăm! Pa! Ia, sună Roxana Mihaela. Cine e, mă, Roxana Mihaela? Roxana Mihaela? Da, sună foarte mulți oameni, ciucă. Numai noi nu dăm de ei, dar ei dau de noi. Asta e important. Gata, bă, copii, gata. Nu mă mai tot sunați. Mă sună toți copiii acum. Au aflat numărul de telefon. Eu zic să stați la teme. Ia uite cum sună, ciucă, FaceTime-ul acum. A luat-o rază. Dă-mi mie tableta, că îi rezolv eu. Lasă, de ce? Păi n-ar trebui să... pot suna din exterior pe tableta asta. Da, da, uite, da, da. Cât de tare, ne sună toată lumea. Bună! Păi sună unul peste altul, unul peste altul. Nu te mai înțelegi, a? Nu mai. Hai la mine. Dă-mi tableta că uite ce-ai făcut. Băi, nene, ți-a declanșat nebunia pe FaceTime-ul nostru. Aoleu. Haide, lasă că rezolvăm, să sunăm și noi pe cine vrem. Dar mergem mai departe la o următoare invitată care a devenit expertă în TikTok și vine să ne demonstreze în direct noul ei talent. Ne cântă o piesă care ne-a marcat pozitiv tinerețea și bătrânețea pentru unii, Dobrogea. E bine, bine, e foarte bine, Dobrogea, tata, patra oară, bravo, bravo. Mirabela Dauer e cu noi! Bună, piticot! Of, Doamne! Știu, ți-era dor, vrei să mă îmbraci, vrei să mă strângi, să mă pup, da. Și eu vreau același lucru, da, dar uite, n-am putut. Da. Ce faci, Mirabela Dauer? Arăți, e superb! Pisicuțo! Cât ai slăbit? Păi arătam Gretei. Ce? Uite, deci, uite-te cum e asta. Deci cât ai slăbit? Vreo 4 kg, cred. 4 kg, a venit și Francisca mai devreme, a slăbit 16 kg. Am văzut, arată spectaculos. Bă, dar toată lumea în pandemie, știi, unii se îngrașă, dar uite că unii au fost ambițioși și au vrut nervos să slăbească. Eu n-am avut ambiții. Nu? Ai mâncat, nu, am mâncat și nu te-ai îngrașat? Da. Eu știu de ce. Eu știu de ce ai slăbit. Mi-e dor de TikTok. Tradițional. De TikTok. Și mie doar, am văzut niște imagini fabuloase de când a fost la Cluj. Dar lasă că poate ușor își revine încet, lumea. Încet, da. Și ușor revin evenimentele, concertele, întâlnirea cu oamenii. Doamne ajută să-și revine. Pentru că presupun că lipsește chestia asta, să te întâlnești cu publicul. Da. Nu? Uite, chiar nu-mi lipsește, îmi lipsește publicul. Nu-mi lipsește că nu cânt. O să nici nu când, dar să mă duc eu în mijlocul oamenilor acolo, să-i simt eu, să le aud eu palmele lor, să mă să mă fluiere. Mi-e dor de ei. Uite, vorbești, mi se zbărlește pielea. O viață întreagă ai fost pe scenă și e normal că e une... O viață întreagă și mai am o viață. Exact, și sentimentul la energia dacă stau doar la de acolo ce mă deprim. Cum? Dacă stau la televizor mă deprim și mai bine mă uit la Netflix. Nu, vreau... Da, vreau la să... La ce te-ai uitat în ultima perioadă? Tot! Tot? Ai văzut tot? Tot! Vreau să le trimit o scrisoare să mai schimbe și ei programele, pentru că nu mai am ce să văd. Nu pot să cred, tot ai rupt tot. Am rupt tot. Bravo! Și cum Ioara, am râs ieri că ai băgat-o în direct și nu era pregătită. Eu știam că e la țară. Și am râs, eu râd cum Ioara, ce ai mai văzut? De repede pe YouTube să vezi aia și am făcut schimb de filme. Da, e foarte frumos. Super tare. Ioara Velic, o femeie senzațională, da, minunat, de asemenea. Da, minunat om. Da, am văzut că în perioada asta ai devenit și un fel de șef a TikTok-ului. Deci, tu poți să crezi
că am înnebunit, că mi-am dorit să am TikTok și prietenul meu de la, vecinul meu Ionuț, i-am zis: Ionuț, te rog eu din suflet, vino la mine că vreau să am și eu TikTok. Am văzut-o pe Maria, drept să spun. Da. Și am zis, dacă Maria, da, eu nu. Maria Dragomirului, da. Poate? Păi pot, da, și eu, Mirabela Dauer. Și eu. Și l-am chemat și a venit Ionuț la mine și m-a învățat și acum să știi că știu. Și acum îți place toată ziua? Pot să-mi pun și muzică, pot să pun și cu mine, pot să fac, am făcut cu, nu pot să, nu prea îmi place să fac singură, așa știi, să fiu filmate, că atunci fac năzbătii. Exact, dar stai să vadă oamenii ce nezbutie ai făcut pe TikTok. Avem niște materiale, pentru că Mirabela Dauer, oameni buni, a devenit și pisicuță pe TikTok. A devenit, nu? Și ai văzut ce frumos cânt. Exact, și vulpiță, de toate, ia priviți. Maxi, cred că o să mă înțeleg bine cu Eva. Da, și Eva e toată ziua pe TikTok, mă disperă. Păi da? Toată ziua să facă TikTok. E specialistă? TikTok. E specialistă și le salvează în schițe acolo și nu le postează, dar are schițele alea pline de TikTok. Foarte bine, bravo, bravo ei. Eu am înnebunit. Îți place TikTok-ul? Da. Te relaxează? Da. Și după ce ai devenit pisicuță, motanii au început să dea târcoale deci la casă? Deci motan se uita la Lucky și nu știa, mă, asta a nebunit. Câinele tău, nu? Da. Asta o fi ea. Și așa a avut un șoc când m-am dus la coafor și am venit tunsă. Zice, ea o fi, o, a nebunit mama. Exact. Stăpâna mea avea altă frizură și acum după coafor, da, ești aranjată, arăți, da, perfect. Am venit Mirabela la voi, m-am pregătit. Ești superbă, să m-am știi. M-am pregătit. Tu știi ce dorm era să vin? Îți era tot să pleci de acasă? Da. Să, exact, așa să te întâlnești cu oameni. Așa, de acasă, pot să plec de acasă. Dar unde mă duc? Prin pădure, ca nebună, așa, să mă plimb prin pădure. Dar în perioada asta ți-a fost greu? Nu. Ai putut să te adaptezi? Am făcut grădina cu fetele, cu Lili, am făcut grădina, adevărul e că am ieșit de 3 ori. Eu pe 9 martie am intrat în casă și n-am mai ieșit. De 3 ori am ieșit. Doar la cumpărături și la ce a fost atât necesar. Atât. Dar în acolo unde stai tu, pe stradă, când mai trece unul cu muzica tare și face drifturi și ridică praful, eu trebuie să-l dau în gât, să știi. Știu cine e, vecinul meu. Cine? Uite-l. Știu. Nicolaina. Nicolaina, știu că e vecinul meu. E nebun? Nu e nebun, e vecinul meu. E vecinul nebun? Și cred că e un cartier de nebuni. Da, și toată, ați auzit că ascult Mirabela Dauer după 5, când ajung acasă, 5 jumate, dau drumul. Și de la mine se aude. Și să știi că pune și în redacție. Foarte bine, și să dai. Și Corina Chiriac. Uite, știi ce poți să faci? Vino și la mine în fața porții și dă tare. Gata, că eu nu mă deranjez deloc. Ia uite, stai, care aici, și box. Bravo, o pui la mine în fața porții. Nicolaina, și... deci vreau să văd un story pe Instagram mâine când oprești la poartă, da, la Mirabela. Și eu să știi muzica... că Sinison nu ies afară la tine și cântăm de nebune amândoi. Să știi că și el are o pisică, o filmează și o pune mereu pe Instagram, Daniel Nicolaina. Vezi că a ajuns influencer pisicul meu pentru că a primit astăzi ceva de mâncare. Nu arăt de unde, dar o să pun eu pe Instagram. Adică pisica ta a primit de mâncare? Da, mi-a adus cineva ce a zis că e pentru el, că îl urmărește pe... Da, mai bine nu mai... Da, mai bine cumpără... Bravo, mă, Nicolaina! Nu, să n-ai încredere! Deci Nicolaina a ajuns pisica mai celebră decât tine! Doar ea atât, adică... Perfect! Mira, hai să facem un TikTok și vreau să ne și cânti astăzi! Vreau să fim așa pozitiv și optimiști cum ești tu! Vreau să fim veseli, să dansăm! Și să strigăm în gura mare! E bine! E foarte bine! Facem TikTok înainte? Da. Hai. Cata, care? Tu știi cu celebrele de pe TikTok. Pregătim, dar unde, să întoarce-o, cumva, cum se fac? Ia, așa, hai Mira, fă-ți tu, alege-o de pe TikTok. Fără asta, că nu merge camera. Nu merge camera? Așa. Ce să-mi aleg? Alege ce vrei tu, Mirabela. Din magazinul TikTok, Mirabela își alege ceva. Uite, mi-aleg, uite asta mi-aleg. Ia. Așa, îmi place. Păi e doar un câine ăsta care face ceva aia. Stai să căutăm altceva, o să căutăm un dans. Păi dar nu e nimic aici. Păi tot asta m-am găsit, stai să căutăm altceva. Ia, că tu ești specialist în TikTok. Păi da, dar TikTok, dar trebuie să găsim un dans, știi? Caută un challenge acolo, un dans din ăla. Ia!
Nu-mi place. Nu. Nu. Găsește. Deci nu. Deci nu aici. Ceva mai simpatic dăm. Ceva mai vesel. Să-i dăm ceva să danseze. Da, le-am... Stați că mă ocup eu. Dar da, nu merge, mă, nu merge nici pe asta, mă. Trebuie altceva, mă. Stai, mă, să căutăm altceva. Caută tu, că dar cum se numește piesa? Mie, Rabela, fii atent, hai să ne cânti tu piesa ta și până atunci ne mobilizăm cu TikTok-ul. Și eu ce trebuie să fac? Tu cânti piesa ta și apoi găsim TikTok-ul și facem TikTok-ul. Bine, dar nu poți să fac TikTok-ul pe telefonul meu? Ba da, mă, are dreptate, ca să-i rămână ei. Da, da, pe tabletă o să-l vedem și noi la televizor full screen, frumos. Dar de ce? Nu poți să ți-l dau eu de la mine? Mai băiatule. Bă, băiatule, tu vrei să-i furi TikTok-ul? Băi, tu ce faci aici? Aș bani joc de sufletul. Băi, deci Mira, Mira pe TikTok este Mira Dauer. Mira Dauer, da. Vă rog frumos, dați-i follow pe TikTok. Ia stai, mă, să văd aici pe TikTok, Mira. Uite să mă vezi. Ia, TikTok aici, păi, intră. Cătă, caută din TikTok-ul Mira tablete. Dauer. Uite aici. Uite-mă. Uite-o. Ai 2600 de prieteni? Păi ia stai să vedem aici, Mira. Te rog frumos, de două zile. Nu mai zic, m-am băgat aici. Adică... Mă scuzat. Greșeala mea. Te rog frumos. Facem pe telefonul meu TikTok-ul. Ce îmi rămâne și mine. Uite, vreau să le arătăm oamenilor. Ăsta este TikTok-ul Mirabelei Dauer, oameni buni. Pentru cei care vor să o caute pe Mirabela și a, să... să știi că uite, am avut frigiderul plin. Se vede TikTok-ul Mirabelei? Asta e să-l și conectăm. Conectează-mă. Se deconectează mereu, mă. Intră bulgarii peste noi. Sârbi. Deci acesta este TikTok-ul Mirabelei. Vă rugăm frumos să-i dați follow. Dauer Mira. Follow. Hopa, stai Mira că... Dauer. Mira Dauer. Nu, aici scrie Dauer Mira. Dauer Mira, mă rog. Nu mai știu cum o cheamă. Deci Dauer Mira pe TikTok, dați-i follow pentru că vrea să-și facă cât mai mulți prieteni. Uite, mai când erai tu pisicuța aici, asta e cea mai tare. Aia e mortală, aia îmi place și mie și Maxim. Și îmi place acolo unde schimb vocea. Miau, 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 miau. TikTok. Bravo, mă, Mira, bravo, bravo. Bun, deci nu uitați, oameni buni, puteți să vă împrieteniți cu Mirabela pe TikTok. Dauer Mira, haide să ne cânti Mira și apoi găsim noi hai un challenge să cântăm, să dansăm. Cânt. Să vă cânt, să ne veselim. E bine, e bine, e foarte e bine.
fi bine! Exact, am ascultat Totul piesa asta va fi bine. La maximum aici în platou și ne-a plăcut la nebunie. E bine, e bine. Pentru că totul va fi bine. Doamne ajută, Mira, așa să știi că e senzațional. Ce faceți, mă? Nu facem TikTok-ul meu? Facem un TikTok, dar nu prea... Acum... Ne-ai luat pe nepregătit. Greta, nu mai da din mâini! Uite, am găsit o domnișoară care face TikTok, dar nu se aude, ia. Păi ești conectat și păi normal să ridicăm că n-auzi. Sunetul. Dar mie mi-a făcut și mie un TikTok pe telefonul meu cu mine? Ia, Mira, uite, uite domnișoara asta, poți să faci? Nicolina, te-am văzut făcând TikTok da, pe, cu sunet. Pe, sunet, pe melodia mea. Mira, poți? Ia. Hai, Mira, hai. Gata, păi fii atent, hai să dăm să facă direct cu sunetul original. Unde-i telefonul meu? E la Greta, dar... Eu știu TikTok-ul pe telefonul meu. Băi, ne-am încurcat în tehnologie. Fii atent, Cătă. Uite păi cum știu, fac. Vrea pe telefon, Use Mira. Sound. Nu, păi încercăm cu asta, doamna Mira, prima dată. Uite, dragul meu, doamna dragul Mira. Meu. Doamna dragul Mira. Dragul meu, nicio doamna Mira. Deci când ți-o dat doamna Mira una ciucă... Dă drumul la cronometru. Vino încoace. Nu că n-avem voie să ne apropiem, așa... Uite, vezi, uite așa. Ia mă, Mirabela vrea să-și facă TikTok-ul de la ea, mă, să rămână acolo. Păi da, o să-l trimitem și pe asta, doamna Mira. Mai bine, mai întâi facem cu tableta, să se vadă la televizor. Domnul Ciucă, da. Vreau și eu chestia aia. Lecția de TikTok, oameni buni. E bine! E bine, foarte bine! Da! Mă rog, e TikTok nou. Doamna Mira, haide să facem... Ce gură am! Păi dar nu știe, mă, cum e dansul. Păi mai faci, mai vedeți odată. Mă, nu vrei să-ți dau muzică? Dau... Care era Cătă? Ha, m-am pierdut dans. Lecția de TikTok aici. Repetență. Gata, ăsta, uitați aici. Mira, uite, via, dansează ca fata asta. Hai, fii atentă, tu ești în fereastră, fata e în fereastră și facem un TikTok, hai. Hai. Exact, uite-te acolo, așa, bine. Uite-te în față, Mira, uite-o cum vezi pe ecran, hai. Bun, și acum încercăm să facem unul. Ia. Imediat. Dăm drumul la cronometru. În fața mea aici, doamna Mira. Nu, haideți că vin eu aici. Acum, 2, 3 și... Gata, doamna Mira. Și acum îl avem aici. Dacă îți spunea cineva acum 20 de ani că tu o să duci la televiziune, eram foarte cu minte atunci. Și o să faci tot felul de genul ăsta. Eu niciodată. În sfârșit mi-am revenit. Eram prea serioasă, prea cu minte. Și acum cum îmi trimeți mie TikTok-ul meu? Asta încerc și eu să aflu acum. Hai să văd cum îmi trimeți tu acum, Ciucă. Mira, te iubim mult de tot. Drafturi. Fii atent, numără de câte ori trebuie să mă pupi. De 1000 de ori. Mira Dauer, o fată senzațională, o artistă excepțională, o doamnă de nota 10 și o prietenă extraordinară. Oricând. Sincer. Știi că te iubim. Și eu pe voi. Mulțumim mult. Te rog, Ciucă, să-mi trimesc TikTok-ul meu. Asta fac, doamna. Căutați-o pe TikTok, Dauer Mira, căutați-o. Cum se salvează asta? Nu se salvează. Să vezi problema. Nu se salvează, ești nebun.